Beni și Iosif ne întreba următorul nostru invitat, care e unul, care e altul, cu care a vorbit. Da, asta e întrebarea pe care o primim de fiecare dată de la orice persoană care ne întâlnește pentru prima dată. Ne-am prea obișnuit. Așteptăm în continuare răspunsuri, așteptăm propuneri, așteptăm mesaje din partea voastră la numărul de telefon afișat pe ecran sau să ne sunați, să ne întrebați ce doriți dumneavoastră, să interacționăm. E momentul să vorbim cu următorul invitat, care, iată, adineauri am vorbit cu regizor, cursant la cursurile de teatru și acum, în continuare, tot cu un actor, dar este și cântăreț și asistent de regie. O să vorbim cu Petru Cristian Gioroiu. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine v-am găsit, băieți! Sunteți foarte simpatici! Bună dimineața! Și sper că nu v-am deranjat cu întrebarea mea, este pur și simplu... Deci cu care ai vorbit? Beni da. Și Iosif. Glumeam, de fapt eu sunt Beni. Așa o să ținem toată emisiunea, nu-i așa? Glumim! Și pe, și pe mine mă cheamă Cristi, ați greșit. Cu el ai vorbit, într-adevăr. Trebuia să nu-i spui Beni, să lăsăm pe el să ghicească. Deci, cum da. Să-ți spune Cristi, Petru, cum ți se spune de obicei? Petru, iar în America mi se spune Petru. Petru. Hey, Petru. Okay. Hey, how are you, Petru? Good, very good. Nice to be here. Thank you oh, very much. Ai preluat cumva accentul lor? Într-o oarecare măsură, da, încerc pe cât de mult se poate să fac. Cât timp ai fost în America? Timp de un an. Doar un an? Da, doar un an. Și îți place America? Trebuie să înțelegem clar că e o diferență dintre viața pe platoul de filmare și viața în afara platoului de filmare. Cum arată viața în afara platoului de filmare? E una exciting. E o viață entuziasmantă. E o viață pe care mulți nu o văd la, eu știu, la tot felul de canale de televiziune sau noi suntem obișnuiți cu filmele americane. Bineînțeles. Și noi românii de rând care ne uităm la un film american pe o platformă cunoscută, de obicei majoritatea au abonament pe platforma respectivă, ne uităm, wow, cum e în America. Și asta vrem să aflăm, dacă într-adevăr... Și bineînțeles ne și dorim, văzând în filme, asta ne eu dorim. Eu vreau să merg în America, vreau toată să lumea, și eu. Toată lumea vede semnul Hollywood, dar nimeni nu a apucat să urce pe semnul Hollywood, așa cum am făcut-o eu. E o experiență tu total ai urcat diferită. Pe semnul... Da, am urcat până la semn. Poți să faci o sesiune de hiking cu niște prieteni. Da. Cum de ți-a venit în cap să mergi până acolo? Pură coincidență. Am avut, e evident că mergi, dacă ajungi acolo e clar că experimentezi. Am avut niște colegi de clasă care n-aveau ce să facă în weekend și am zis că ar fi frumos să facem o scurtă plimbare până. Ce e diferit vorbim. Față de România în America? Ce ți-a plăcut în America și ce nu ți-a plăcut în America? Există o anumită absență în ochii oamenilor. Este un glamour continuu, e o strălucire, toată lumea se laudă cu ceva, toată lumea e și actor, e și artist, mai face și aia, mai face și aia. Fiecare trăiește cum poate și cumva îți dau o senzație că ei sunt în stare de orice. Dar când stai față în față, tet-a-tet la o discuție mai mult sau mai puțin serioasă, nu știu ce să zic, dacă se cam pierde din acel... din acea valoare, din acea strălucire. Aici am regăsit acest contact vizual, această legătură, această relație dintre oameni. Că noi ne-am și obișnuit să fim foarte direcți în comunicarea noastră. Fie că înjurăm pe stradă, fie că iubim, fie că... Eu așa consider bucureștenii și românii. Cum? În concluzie, ți-ar plăcea să locuiești în România sau în America? Pentru că știu că urmează să pleci din nou în America. Da. Asta a fost o scurtă vacanță, dar urmează să mă întorc în februarie, unde voi relua repetițiile la Cabinet, un nou spectacol în compania
în compania în care sunt legitimat la, în Los Angeles, și aici este o poveste foarte lungă. Ca să termin, românii parcă au mai multă pasiune, parcă simți mult mai clar sufletul românului decât cel american. Americanii, într-adevăr, au o anumită strălucire în orice, în exprimare, în zâmbet, dar în ochi rar găsești oameni care, care relaționează așa strălucit. Și da, toată această poveste am pornit de la zero acolo. Când te muți în America, fie că ai făcut, fie că ai jucat la Teatrul Național cu domnul Victor Ebenciuc în regia domnului Ion Caramitru, la Teatrul Național din București, Sala Mare, fie că ai luat premii, fie că ai avut un turneu internațional, n-ai încotro. Toată lumea începe de la zero acolo. Cum gândea sau cum era Petru înainte să plece în America și cum ești acum? Pentru că cu siguranță perspectiva ta asupra vieții, asupra românilor, asupra României, asupra Americii s-a schimbat. Da. Cu siguranță ești un alt om. Cum te-ai schimbat? So, în primul rând vreau să întreb cum erai înainte și cum ești acum. Înainte să plec? Da, cum gândeai? Cum, de exemplu, eu, America, vreau să ajung acolo, nu știu, dar tu acum ai ajuns acolo și ai experimentat. Cu acea ideologie, cu acel concept de vis american, nu-i așa? N-am fost atât de uimit de impactul cultural american. Înainte să plec, eram obsedat să mă antrenez. Mă antrenam fie că mai învățam un text, fie că mai dezvoltam din abilitățile mele, fie că mai ascuțeam un pic meșteșugul, așa cum se spune, dezvoltam abilitățile, pentru că mă simțeam constant că sunt nepregătit. Sunt nepregătit, nu merit să fiu acolo, așa că trebuie să mă antrenez, trebuie să trag tare. Și am avut spectacole, foarte multe, și pot să spun că acest, nu știu cum să zic, control freak pe care l-am avut înainte m-a ajutat foarte mult, pentru că în America n-am avut nevoie chiar de tot acel set momentan, dar sunt 100% sigur că în viitorul apropiat îmi voi folosi toate abilitățile în spectacolul meu Cabinet și în one man show-ul meu, My Show. My show este one man show-ul meu pe nume My Way, pe care îl voi lansa sâmbătă la orele 19, îmi pare rău. Din ce înțeleg, actorul american e mai relaxat în general, nu e atât de presat, să spun așa, cum e actorul român, care își dorește să facă, să demonstreze. Noi le facem pe toate. Actorii români sunt genul de meșteri în ale actoriei, care fac și o reclamă, fac și un film, mai stau și la teatru. Acolo mai puțin. Acolo e o etică destul de diferită. Dacă ai un proiect, te axezi doar pe proiectul ăsta și nimic altceva. Dar eu nu sunt obișnuit cu genul ăsta de lucru. Și mereu am făcut foarte multe lucruri. Am jucat și în scurtmetraje, am avut și spectacol de teatru, am fost și asistent de regie, adică toate la oaltă mi-au oferit o experiență bogată în Statele Unite la numai un an. Cum ai ajuns în America? Cât de greu este să ajungi în America? Mi-am luat viza și am plecat cu avionul. Asta e primul pas. Da, exact. Da, dar cum? Adică te-ai dus acolo... Nu, povestea mea cu America este mult... Nu, dar și cu viza, cine poate obține viza? Că nu cred că oricine poate obține viza. Nu oricine poate, dar vorba lui Lee Strasberg, ca să-l citez, dacă noi nu credem în tot această amalgamul ăsta de posibilități, atunci cum le putem visa? Eu cred că se poate orice, totul este posibil și oamenii, dacă
au un contact în America, au pe cineva care să pună acolo pe acea afișă de, de admitere, că până la urmă asta e admiterea pentru viză, eu cred că e de ajuns. Și eu, la vârsta de 10 ani, am jucat în filme hollywoodiene. Am primit un casting, unul de rol secundar, altul de rol principal. Pe ambele le-am luat, am avut această șansă. Și la vârsta de 10 ani, respectiv 11 ani, când a fost și premiera, sau 12 ani, nu mi-am amintesc foarte bine, am avut primul meu contact cu această lume hollywoodiană. Deci ai ajuns în America, ai devenit asistent de regie, da, în Los Angeles. Ce faci mai exact? Păi atunci când am ajuns, nu credeam în acest concept de sinergie continuă. Un parcurs care dintr-un punct într-altul ți se definește o cale, ți se definește un drum. Ți se deschid oportunități, da, noi. Eu n-am ales drumul oricărui tânăr care se duce la care se duce în America, în Los Angeles. Am stat 2 luni să văd lumea, să vorbesc cu diferiți oameni, să văd anumite stereotipuri, să văd și binele și răul Los Angelesului, pentru că pe atât de glamour și pe atât de strălucitor fiind LA-ul, atât de un pic murdărior. Și ce-ai văzut în cele 2 luni? Acolo. Ce-ai descoperit în cele 2 luni? Am descoperit foarte mulți oameni ai străzii, mult mai mulți decât avem noi aici, da, sincer să spun, și când te duci pe downtown, în zona downtown, crede-mă că îți dorești să te întorci acasă. Ce se întâmplă aici? Ce de lume ce? Asta? Cum sunt oamenii străzii din America în comparație cu cei din România? Cum nu sunt oamenii străzii? Adică sunt în toate felurile, dezbrăcați, îmbrăcați, cu anumite ticuri, violenți. Sunt oamenii străzii din America care au fost oameni mari în societate. Asta chiar e peste tot. Chiar știu și actori, de exemplu, cunoscuți, care am văzut că în urma poate consumul de anumite substanțe au ajuns în stradă și din milionare au devenit... Da, păi și Brendan Fraser, care a luat Oscarul acum un an, era cât pe aici să devină un om al străzii atunci când nu avea foarte mult volum în castinguri și în lucrul său. Deci e foarte ușor să cazi, da, în America. E foarte ușor să cazi. Dar e greu să te ridici? Eu nu cred. În cazul meu, nu. Eu nu cred că voi ajunge niciodată în stadiu în care să consum anumite lucruri, să accept anumite vicii pentru că sunt neîmplinit. Eu sunt recunoscător până la capăt. În fiecare zi mulțumesc că am acest drum și că sunt privilegiat. Hai să vedem, da, ai spus că în 2 luni ai stat să vezi exact care e situația, să cunoști. Da. Ai descoperit, iată, latura asta mai puțin plăcută a LA-ului, sunt foarte mulți oameni ai străzii, ți-ai dori să vii înapoi când îi vezi, dar ce a fost interesant pentru tine și aspecte pozitive? Din vorbă în vorbă, sinergia continuă s-a produs. O persoană, un actor mi-a spus, ăsta este locul perfect unde ai putea să înveți și unde ai putea să-ți găsești un networking foarte bun. Un grupuleț de oameni extrem de talentați care cred că sunt pe aceeași undă cu tine. Mi-a propus să mă duc la Lee Strasberg Institute. Am aplicat, am intrat și acolo l-am găsit pe mentorul meu, Gerald James, membru pe viață Actor Studio. Sunteți familiarizați cu Actor Studio, nu-i așa? Această organizație profesionistă de actori și regizori, între care se numără Al Pacino, Dustin Hoffman, Marilyn Monroe, Alec Baldwin. Care sunt persoanele cele mai celebre pe care tu le-ai întâlnit personal și ai interacționat? De ziua mea, pe 3 decembrie, nu mi-am propus foarte mult. Probabil să mă relaxez undeva la o cafenea,
să mă duc la un spa și de acolo, nu știu, ziua mea a trecut. E foarte ușor să pici într-o solitudine acolo. Și de aia trebuie să te încarci cu tot felul de activități. Not foarte mult, meditez, mă antrenez. Asta îmi propuneam. Propuneam să fie o zi de self-caring pentru mine. Iar de ziua mea am observat că era un eveniment major în industria hollywoodiană, și anume o strângere de fonduri pentru muzeul Dolby Theatre. Și glonț m-am dus acolo. L-am întâlnit și pe Robert Downey Jr. Și pe Cillian Murphy. Ai văzut că amândoi au luat acum Globul de Aur. Și e altceva când te întâlnești cu A-list. Cum e să stai să vezi ochi în ochi o persoană de cunoscută. Pe cât de surreal și pe cât de ireal. Exact, pare. Pe cât de ireal pare. Toți acești oameni au și niște urme de umanitate. Uh-huh. O vezi pe Margot Robbie cum zâmbește și cât de larg și ce atitudine de Barbie are pe covorul roșu, dar după aceea când interviurile se încheie, e o atitudine foarte serioasă, o atitudine foarte, o disciplină pe care o vezi în ochii acestor oameni. Și le vezi și defectele, mai vezi cine se cunoaște cu... E așa, e un fel de grupuleț, un grupuleț cool din liceul tău, așa. Și ai vrea pe cât de mult se poate să ajungi acolo, acum, în momentul ăla, să stai cu ei la masă. Dar știi că trebuie să faci nu știu te-ai ce. Te-ai mutat definitiv în America? Cred că pentru o perioadă lungă de timp, uh-huh. 30 de ani, 35 de ani, probabil că da. Uh-huh. Și nu cred că poți să faci o carieră strălucită în America dacă 2 ani ești, 2 ani nu ești, uh-huh. și e toată această oscilație sinusoidă în care se pierd foarte multe lucruri și contacte. Cum este mâncarea din America în comparație cu cea din România? Acum ne băgăm în subiecte din astea drăguțe. Este mult mai bună mâncarea din România. Așa, cu asta aș putea să încep. Și mărul are ceva, are un pic de sare, un pic de oțet, un oțet de mere în măr. Da, e schimbată. E schimbată contactul și impactul cu alimentația Los Angelesiană, nu știu cum aș putea să spun altcumva, a fost clar. Dar imediat ne-am făcut detoxul în România când m-am întors de Paște. Spuneai că e foarte ușor să cazi într-o solitudine în America, probabil pentru că nu ai familia alături, prietenii de aici. Da. Ți-ai făcut prieteni noi acolo? Ți-ai făcut un mediu în care te învârți? Absolut. Prin muncă am reușit să mă apropii atât personal cât și profesional de mentorul meu, Gerald James, care din primele săptămâni de studiu la Lee Strasberg mi-a spus: "You are F gifted", că nu pot să zic asta la televizor. M-a însemnat foarte mult pentru mine. Acest mentor a văzut că sunt pus pe treabă, ci nu neapărat pe studii, și mi-a zis: "Bun, te iau în compania mea de teatru și facem lucruri frumoase împreună." Și în viața personală chiar am niște prieteni români, unul dintre ei fiind LAPD-ist, un polițist de acolo, și ne-am întâlnit într-o conjunctură foarte interesantă. Nu știu dacă avem timp să povestim. Sunt mulți români în America? Nu foarte mulți. Cel puțin eu n-am întâlnit foarte mulți, și cu cei întâlnirea mea cu această comunitate de români, artiști, n-a fost una tocmai strălucită. Majoritatea mi-au spus: "Dar tu de ce nu știi să faci cafea? Tu de ce nu știi să faci mâncarea de la un restaurant italienesc? Adică tu cum îți iei banii? Uh-huh. Tu doar din asta trăiești?" Eu zic: "Da,
încerc pe cât de mult se poate să trăiesc doar din asta. Eu n-am venit aici să spăl vase și să dau cu mopul. Pentru că nu te pierzi foarte mult. Mai avem foarte puțin timp și vreau să, acum la final, să te întreb despre spectacolul tău pe care, One Man Show, da, pe care îl vei avea, My Way. Despre ce este vorba? Într-o minut să ne spui. Așa cum spunea și Emerson, tu nu trebuie să mergi unde s-au dus toți. Trebuie să te duci unde nu există nicio urmă și să lași calea, să lași calea ta să inspire pe alții. Eu consider că My Way nu este doar un one-man show spumos despre acest vis american. Și până la urmă, ce e visul american? Ce este toată această viață? Că suișuri și coborâșuri găsești pe oriunde. Cred că acest one-man show te învață să trăiești din plin visul. Să-ți trăiești din plin orice vis, nu visul american. Orice vis. Și că faptul că te speli pe dinți acolo și faptul că întâlnești oameni acolo e deja un vis. Nu trebuie să ajungi la succes, nu trebuie să ajungi neapărat în fața Oscarului să spui gata, mi-am îndeplinit visul american. Tu trăiești deja visul american, că ești tu acolo. Petru, mulțumim tare mult pentru prezența ta. O plăcere să te cunoaștem, să auzim de tine că ai ajuns cât se poate de sus. Mulțumesc mult de în tot. În vârf. Cum te găsesc cu oamenii pe Instagram? Petru _ Cristian G, pentru că Georoi era prea lung în, în America și se mai împleticesc americani în Georoiu. Da, mi-a părut foarte bine. Benny și Iosif. Da, minunat, ai zis foarte bine, mulțumim mult. Un succes, acum urmează o scurtă pauză publicitară.